Uh, you can open your Bibles to Romans chapter 8. Haideți să deschidem Biblia noastră la Roman capitolul 8. Romans capitolul 8 este unul dintre cele mai mărețe capitole din Scriptură. And in the book of Romans, Paul is explaining the gospel of Jesus Christ. Aici în cartea aceasta Romani, apostolul Pavel explică evanghelia lui Hristos. And when he gets to chapter 8, he wants to remind us of what it looks like to live a spirit-filled life. Și când ajunge la capitolul 8, vrea să ne spună cum ce înseamnă să trăiești o viață plină de Duhul Sfânt. And as he walks through Romans 8, he tells us a number of important things. Și în timp ce scrie acest capitol, le spune câteva lucruri foarte importante.

That because of the Spirit, we can live in a way that is pleasing to God. Prin Sfânt putem să trăim mod lui Dumnezeu. He's told us that we are heirs with Christ. Ne spune că suntem moștenitori împreună cu that we have been given everything in Christ. Că ni dat tot ce avem nevoie în Christ. But he says that one of the greatest ways we know we're heirs of Christ. Dar ne spune de asemenea că unul dintre cele mai bune moduri prin care știm că suntem moștenitori împreună cu Hristos In verse 17 he says, Provided we suffer with him, Spune aici dacă și suferim împreună cu el. Ca să fim și proslăviți sau glorificați împreună cu el. Și apoi uh, vorbește despre uh, viitorul acesta glorios al celor credincioși. And he tells us that all of creation is groaning for the redemption of the universe. He's telling us that there is something deeply wrong with the world we're living in. That it is not the way it should be. ca nu este așa cum ar trebui să fie and the good news is it is not the way it one day will be și vestea bună este că nu este lumea de astăzi nu este așa cum va fi într o zi that through the gospel one day god is going to make all things new și că prin evanghelie dumnezeu într o zi va face toate lucrurile noi and that new creation work begins in the hearts of believers și că lucrarea creației noi începe în inima noastră a celor credincioși But as we look forward to that future day when all of creation will be made new, dar în timp ce așteptăm cu nerăbdare acea creație nouă, we are reminded that we believers will have many struggles in this life. Ne spune apostolul Pavel că noi cei credincioși în uh, procesul acesta uh, de așteptare avem parte de multe necazuri. And if you look around at our world today, dacă ne uităm la lumea în care trăim astăzi, One of the things that is obvious to anybody who is looking Un lucru orice om care se uită is that our world is hopeless. Lumea noastră este fără speranță. There are people who are struggling and they have no sense of purpose, no understanding of the reason they were created. Nu înțeleg motivul pentru care sunt aici, pentru care au fost creați de Dumnezeu. They are deeply broken by sin within their lives. Sunt adânc afectați și, um, um, și de, de păcatul care este în viața lor. Și sunt afectați de păcatul celorlalți din jurul, jurul lor. I recently spoke to a, a friend of mine who is a doctor. Am vorbit recent cu un prieten al meu care este medic. And he he says that over the course of the pandemic in Canada. Și spunea că în perioada aceasta de pandemie în Canada. Aside from seeing people with COVID in the hospitals. Um, în afară de faptul de a vedea oameni bolnavi de COVID în spitale. The most common issues that they were dealing with. Cea mai uh, obișnuită problemă cu care ei se confruntau. Was drug abuse. A fost abuzul de droguri, alcohol addiction, dependența de alcool Și uh, tentativele de sinucidere. It Vorbește despre lipsa de speranță care este în lumea în care trăim noi astăzi. Și sunt mulți creștini care se simt uh, disperați de asemenea we, we sense the brokenness of the world. Noi simțim această, uh, această stare de frângere, de cădere a omenirii. We're aware of our own sin. Pentru că și noi suntem și avem păcate. And then add to that the reality that if you choose to follow Christ, și dacă adăugăm la asta și adevărul că dacă noi îl urmăm pe Isus Hristos, You are not walking into the easy life. No, sai parte de o viață ușoară. The Christian life is the best life. Viața cristiană este cea mai bună viață. Amen.

How is it that we can endure faithfully? Cum vom rezista noi, uh, cu în fața suferinței? What is it that holds us fast in the middle of difficulty and chaos? What is it that gives us hope in the midst of a hopeless world? Ce ne va da nouă speranță în,

you have an anchor and you are safe and secure in the arms of god. he will hold fast to you here and now, all the way into eternity. he loves you, christian, christian, if you're in christ. Dacă ești credincios, dacă ești în Hristos. God loves you with an unbreakable love. Dumnezeu te iubește cu o dragoste neînfântă. Which is why Paul asks this question here and he spends four verses driving it into our souls. De aceea apostolul Pavel pune această întrebare și petrece vreo patru versete ca să ne explice. Let's read together verses 31 through 39. Vom citi de la versetul 31 la 39. Romani 8, de la versetul 31. Ce vom spune deci despre aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care nu și-a cruțat propriul fiu, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va dărui împreună cu El toate lucrurile? Cine va aduce vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel, cel, cel care îi îndreptățește. Cine este Cel care îi va condamna? Hristos Iisus, Cel care a murit, și care mai mult decât atât a fost înviat, este la dreapta Lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți de dragostea Lui Hristos? Necazul? Sau strămtorarea? Sau persecuția? Sau foamete? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau pericolul? Sau sabia? Așa cum este scris, din cauza ta suntem dați morții toată ziua. Suntem considerați ca niște oi pentru tăiere. Însă, în toate aceste lucruri, suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. Că sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici conducători, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos, Isus, Domnul nostru. Credincioși, aceste versete sunt printre cele mai încurajatoare versete din Biblie. And I want you to be so encouraged this morning as you consider God's love for you. The whole point of this chapter is to remind you of the security you have in the Gospel. Toată ideea din capitolul acesta este să ne aducă minte de siguranța pe care noi o avem în, în Evanghelie. Nothing can take away your salvation, Christian. Do you realize that? Dacă ești credincios, nimeni nu ți va lua mântuirea ta. You did nothing to earn your salvation? N-ai făcut nimic ca să o câștigi. So you can do nothing to lose your salvation. Și nu poți să faci nimic ca să ți pierzi mântuirea. The only thing you ever did to contribute to your salvation. Singurul lucru prin care tu ai contribuit la mântuirea ta is the sin that made it necessary. Este prin care a făcut God loved you so much, He did it all to rescue you. And the promise of God is that if you're in Christ, He will never let you go. Our security is grounded in the love of God. In and that has practical implications for how we live our lives. So first, look at this. vă la lucrul acesta în primul rând. God's unbreakable love provides the conviction to face our foes, our enemies

And then in verse 35, who shall separate us from the love of Christ? And then he begins to list some things that some people might think might separate them. And then he begins to list some things that some people might think separate them. And if you think about the things he describes here, they are all things that Paul himself has experienced. Și dacă ne uităm la lucrurile acestea, sunt tocmai lucrurile pe care le-a experimentat apostolul Pavel. Tribulation, necazuri, distress, uh, tristețe, uh, persecution, uh, persecuție, famine, uh, foamete, nakedness, danger or sword. Lipsa de îmbrăcăminte, sabie, uh, pericole de tot felul. This was the cost of following Christ for Paul. Asta a fost prețul pe care apostolul Pavel a trebuit să l plătească. In many times in the ministry of the apostle Paul it must have felt like the whole world was against him. De multe ori probabil în viața lui Pavel um, a, a simțit că parcă toată lumea ar fi împotriva lui. He testified to the reality that every village he went to el mărturisea că în fiecare um, sat în care ajungea that that spirit of God Was witnessing, testifying to him that persecution and imprisonment awaited him. <laughs> everywhere he went, he knew what was in store. He, he wasn't expecting that he was going to be welcomed and embraced and loved everywhere he went.

Very good. We, we, we have it very easy. Avem o viață de Not everybody, but relatively speaking, we're, we're fairly comfortable. We have a lot of great things in to this day and age. Dar, de and so, oftentimes, if we even see small little things in our lives that we don't like, or even some kind of bigger things, sau mai mari, we start to think that the world's against us. Ne gândim că parcă lumea este împotriva noastră. shopping Nu găsim un loc de parcare la la supermarketul la care ne ducem. Oh God, I thought I was your child. Why don't you love me? Am crezut că asta este treaba ta. De ce nu mă iubești? De ce nu oferi un loc de parcare? You know, we can be like a child that drops their ice cream on the ground. Suntem de multe ori ca un copil de acela care își scapă înghețata pe jos. și Apoi facem toate felurile, se supără foarte tare. Nu cred, mă uit la voi și parcă nu știți ce înseamnă asta. Adevărul este că într adevăr sunt multe lucruri împotriva noastră. decide to Jesus, there is much We draw a line in the sand when we follow Jesus. We make a definitive statement to the world and to Satan. Uh, facem o către lume și către cel rău. We declare, I am for God, and God is for me. Noi noi proclamăm faptul că noi suntem pentru Dumnezeu și că Dumnezeu este pentru noi. We Declarăm de asemenea că lumea aceasta nu este casa noastră. for a place. Și că noi așteptăm casa noastră cerească. We începem să 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 arătăm diferit de lumea din jur. We step out of the kingdom of darkness into the kingdom of his beloved son. Ieșim din împărăția întunericului și intrăm în împărăția fiului lui Dumnezeu. We no longer love the sin that once characterized our lives. Nu mai iubim păcatul acela care era parte integrantă din viețile noastre. We no longer celebrate the things that the world enjoys and loves. Nu ne mai plac lucrurile care sunt iubite de oameni din lume. So much of our new life in Christ Conflicts with the world around us. And when you choose to follow Jesus by the grace of God, mm. you make a statement to the ruler of this world, Satan, and you instantly put a target on your back. Și asta cumva face ca tu să devii o țintă pentru cel rău. We wrestle not, Paul says, with flesh and blood. Noi nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui, spune Pavel. But against the rulers and the powers and the principalities. Și împotriva stăpânirilor, împotriva autorităților din locurile cerești. We have a great spiritual enemy in Satan. Avem un, un dușman feroce în cel rău. And in Revelation chapter 12, The Word of God describes Satan's activity against the church. In 12, the of describes the work of you know what it says that Satan knows? It says that Satan knows his time is short. In other words, he is a vicious enemy who is not holding up a white flag. El este un inamic feroce care nu renunță ușor, nu ridică steagul alb foarte repede. And though he knows he is a defeated foe, deși știe că este un dușman învins, he is not laying down right now. El nu, el nu renunță la luptă acum. He's not just simply waiting for God to come and establish his kingdom on earth. El nu așteaptă ca Dumnezeu să vină și să își stabilească împărăția pe pământ. It says he knows his time is short. And in his great wrath he is waging war. Listen, listen, church, this is this is the mind and heart of Satan right here. Listen to this. Ascultați cu atenție ceea ce spune despre mintea celui rău. He is furious, he is enraged. El este furios, el este plin de mânie. And he is waging war on those who keep the commandments of God. Și el se luptă împotriva celor care ascultă de poruncile lui Dumnezeu. And those who hold to the testimony of Jesus. Și cei care țin mărturia lui Isus Hristos.

Când vii la Hristos, nu vii la o viață ușoară. But here's the beautiful truth of the gospel. Dar uitați care este adevărul frumos al Evangheliei. In the end, no one can stand against us. We sung that this morning. In, la sfârșitul zilei, la sfârșit, până la sfârșit, nimeni nu va putea sta împotriva noastră. But while in the end nobody can stand against us, nobody will defeat us. There are many foes that we face in this life. And in verse 36, he quotes from the Old Testament, Psalm 44. versetul 36 el citează din Testament, din Psalmul 44, verse 22. And what he wants to do is he wants to show that the, the tribulations that believers face now, it's nothing new and it's been the experience of God's people throughout the ages. If you were to go back and look at the context of Psalm 44, you'd see that it depicts the persecution of Israel by the nations. Acolo descrie persecuția de care poporul Israel avea parte din uh, avea parte din, uh, din partea dușmanilor. And there the psalmist says this. Apoi psalmistul spune așa. He says you have saved us from our foes. Ne-ai salvat de dușmanii noștri. And you have put to shame those who hate us. Și ai dat de rușine pe cei care ne urăsc. But he also recognizes that there are times when it seems like God has rejected us. Dar el spune că sunt perioade în care ne gândim că poate Dumnezeu a uitat de noi sau ne-a respins. That, that we are disgraced and he's not gone out with our armies. Și că el nu ne mai face parte de harul lui și nu mai merge cu oștile noastre, spune acolo. It's exactly what the psalmist says in this psalm. This is sometimes how it feels. Așa se simte uneori, nu, în viață. He goes on to say, you have made us turn back from the foe. Chiar spune, ne-ai făcut să dăm înapoi în fața dușmanilor. And those who hate us have gotten the spoil. In other words, it, it seems like we don't have victory. It seems like we aren't going to win. And so often, Christians, don't we feel like this? We feel like, man, to be a Christian, it, it is hard. But you see, that psalm also tells us that they're not suffering for their sin. They're not suffering because they had forgotten God or turned away from Him. <laughs> not in this context, at least. <laughs> Instead, in that psalm, they're suffering for their faithfulness to God. <laughs> because of their very loyalty to Him. datorită dragostei lor pentru Dumnezeu. You know, most of us, um, I'm assuming, have never suffered physically for Jesus. Maybe you have. Mulți, cei mai mulți dintre noi probabil că n-am suferit fizic pentru Isus. A and I know in the history of Romania, it really wasn't that long ago. Dar știu că în istoria voastră în România, nu cu mult timp în urmă, that many Christians were suffering. Mulți creștini au avut de suferit Jesus. pentru Isus. we need to be reminded today that suffering physically for jesus has been the reality for many christians throughout the ages. and suffering for follow following jesus, uh, pentru Iisus, pentru is the reality for many people right now in places around the world. yes, There are people who are being beaten and imprisoned. Sunt oameni care sunt bătuți și care sunt uh, băgați în pușcărie. There are people who are being oppressed and persecuted. Care sunt uh, oprimați și persecutați. There are people today who are being treated by their families as if they're dead. Sunt oameni care sunt tratați de familiile lor ca și când ar fi morți. And there are people who are being murdered for their faith. Și oameni care chiar sunt martirizați, sunt omorâți pentru credință. The words that Paul writes here are not something that isn't actually being experienced. As if it's some kind of a fantasy that won't really happen. It is the reality for many. In Hebrews chapter 11, verses 35 to 39, you can read about what many have suffered for faithfulness to God. Acolo citim despre multe lucruri pe care oamenii lui Dumnezeu au, au trebuit să le sufere pentru, pentru Hristos. It says that many have been tortured, spune acolo că mulți au fost torturați, refusing to accept release from prison, care au refuzat să fie liberați din închisoare. They've suffered mocking and flogging, au uh, suferit bazjocora și au suferit uh, bătăile chains and imprisonment uh, lanțurile și închisoarea they were stoned au fost uh, bătuți cu pietre sawn in two au fost tăiați în două fierăstrău killed with the sword omorâți cu sabia they went about in the skin of sheep and goats și au mers din loc în loc în uh, uh, în uh, haine de, de why, în, de piele. Destitute, afflicted and mistreated. Uh, respins uh, și tratați foarte rău. It's good to get perspective, isn't it? Este de folos să, ne, să avem o perspectivă corectă. Sometimes we think we have it so hard. Uneori ne gândim că trecem prin probleme mari. and we miss seeing the grace of god in so many ways in our lives. but it's helpful to remember that the cost of following jesus, of faithfulness to jesus, it's always been high. one author says this.

ca Isus, el a suferit pentru umanitate ca să răscumpere, ca să elibereze umanitatea. He calls us to share in his sufferings. El ne cheamă să călcăm pe urmele lui și să suferim ca el. For our sake and for the sake of the world. De dragul nostru și de dragul lumii. And then he says this. Și apoi spune așa. He promises us nothing but the cross. El nu ne-a promis nimic altceva decât o cruce. Not happiness, but the joy of blessedness. Nu fericire, ci Not material wealth, but richness of spirit. And let me add that Jesus said this Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me. Is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. Can pain, misery, and loss separate us?

dacă Dumnezeu permite îngăduie cazuri în viața noastră, maybe a relational difficulty, poate o, um, un caz în ce privește relația cu cineva, maybe a financial difficulty, sau probleme financiare, maybe your car lighting on fire, sau poate ți ia foc mașina, <laughs> cum s-a întâmplat cu mașina mea. It means if God is allowing it, listen, asta înseamnă că Dumnezeu permite, he has a purpose in it. Permite lucrul acesta, dar în, în, același timp el are un scop prin lucrul acesta. The suffering you in life, for Jesus. Suferința de care ai parte în viață pentru că îl urmezi pe Isus. Sunt modurile lui Dumnezeu de a sfinți viețile noastre. Nu sunt semne că Dumnezeu ne-a lepădat.

Am un scop cu tine prin necazul acesta. There's a reason why I have brought this into your life. Este un motiv pentru care am adus lucrul acesta în viața ta. It is to make you more like Jesus. Este ca să te fac mai asemănător cu Isus. To grow your faith in me. Să ți cresc credința ta în mine. And to remind you that no matter how hard it gets. Și să ți amintesc că uh, indiferent de cât de greu ar fi. I will never let you go. Niciodată nu te voi lăsa. My love for you is unbreakable. Dragostea mea pentru tine este de neînfrânt. Nothing can separate you from the love of God in Christ Jesus. Nimeni și nimic nu te poate separa de dragostea lui Hristos, lui Dumnezeu pentru tine în Hristos. Secondly, notice this. În al doilea rând, observăm lucrul acesta. The unbreakable love of God provides Dragostea aceasta neînfrânta lui Dumnezeu oferă the courage to forsake our fears. Curajul de a And this is such an incredible verse, verse 37. He says, no, in all these things, spune, în toate lucruri, all of these hardships and suffering for following Jesus, toate și Christos, we are more than conquerors through Him who loved us. Suntem mai mult decât învingători prin cel ce iubit. Literally, that word, more than conquerors, it means we're super conquerors. We're not just victors. We're super victors. I mean, we're the greatest victors of all. Because we have the greatest victor of all. And this is how God wants you to see yourself if you're a Christian i was reading in, in psalm 27 in that psalm in the context it's, it's a psalm of suffering and, and david writes these words he says give me not up to the will of my adversaries this would be better <laughs> yes verse 12 Psalm 27. 27. 27. 27. Verse 12 și 14. Psalmul 27, verse 12. 12 to 14. Yeah. De la versetul 12, psalmul 37, de la versetul 12. Mm -hmm. Nu mă lăsa în voia vrăjmașilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși care suflă violență. O, oh, dacă n-aș fi crezut că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, vi nădăjduiește în Domnul, fi tare și încurajează-ți inima, nădăjduiește în Domnul. Aici spune, mă voi, voi, vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. He there is a day coming where I will see the ultimate victory of God spune că va fi o zi în care voi vedea victoria finală a lui Dumnezeu. We sang these things this morning, didn't we? I am cântat despre lucrurile acestea în dimineața aceasta. we hold on to every promise he's ever made. Și noi ne ținem de fiecare promisiune pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Because Jesus is unfailing. Pentru că Domnul Isus niciodată nu eșuează. This is so good for our souls. Este atât de bun lucru acesta pentru sufletele noastre. We wait for the Lord. Noi

sunt miejlocuri care demonstrează prin care se demonstrează faptul că noi suntem mai mult decât învingători you can't be an overcomer if there's nothing to overcome nu poți să fii un învingător dacă nu ai nimic de învins. Nu poți să fii victorios dacă nu ai niciun dușman pe care să-l înfrângi. Și toată suferința noastră și atacurile din partea celui rău. They're providing a platform to make the power of God great. Oferă această platformă prin care puterea lui Dumnezeu să You know, there are many in the world and sadly many in the church Sunt mulți în lume și, din păcate, în biserică, who see the, the cross of Jesus Christ as a symbol of defeat. Many non believers think the cross is a sign of weakness. Other religions mock the gospel, the cross

Can be revealed. Keep going. <laughs> While the world believes that strength can be revealed only in might and power. Și dacă lumea crede că puterea vine doar din tărie, din puterea noastră: displays of military force or human strength. Din forța militară sau putere omenească. God chooses to show his strength in weakness. <laughs> Paul says this in 1 Corinthians chapter 1 that we preach Christ crucified. And it's a stumbling block to the Jews, it's foolishness to the Gentiles, but to those of us who are called, Jews and Gentiles, Christ, the power of God, Christos, Dumnezeu, and the wisdom of God. And he says the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. But one author says it like this.

Cel mai mare dușman al nostru este um, păcatul nostru și este moartea. The, the greatest problem for the world is sin and death and the justice of God. Problema omenirii este păcatul, este moarte și este dreptatea care va veni peste omenire. And, and sin is so powerful. Și păcatul este atât de puternic. That it guarantees that every person will one day die. Care garantează faptul că fiecare persoană într-o zi va muri. that death will get the final word, and that those who die in their sins, will suffer under the just penalty for their sin. and the question for us, for all of humanity, is who can overcome our enemy, sin and death? Who can rescue us and deliver us? And at the cross of Jesus Christ, Christ's enemies actually thought they won. But in reality, it was the weakness of the cross that conquered Satan, sin, and death.

Și prin aceeași putere a crucii, through the Spirit, God is bringing His enemies. Prin uh, Duhul lui Dumnezeu și învinge dușmanii. Rebels like you and me. Oameni răzvrătiți ca mine și ca tine. He's bringing them into submission to His kingly rule. Ne aduce sub supunerea împăr uh, împărăției lui. I, I don't know where you are with with God right now. Nu știu pe unde ești cu Dumnezeu uh, la momentul de față. i don't know if some of you in here are, are not followers of jesus and if you're not i hope you see that the only hope for you it's not in your own strength to overcome your sin it's not in your own ability to fix yourself Nu este în abilitatea ta de a te pune la punct de unul singur. Only God could save you. Doar Dumnezeu te poate salva. Only God can you. Doar Dumnezeu te poate elibera. Only God is to your sin and death. Doar Dumnezeu are puterea de a învinge împotriva păcatului tău și împotriva morții. And Jesus Și Isus a murit în locul tău. He suffered for you. A suferit pentru tine. And he rose victorious from the grave. God declaring that sin and death will not get the final say for you. And that all of those who grab hold of Jesus by faith.

este prin răbdarea lui Hristos that instructs us care ne învață și pe noi his courage to forsake the fear of being god forsaken ne dă curajul acesta de a, de a uh, renunța la uh, fricile noastre his courage to declare not my will be done but yours curajul de a spune nu voia mea ci voia ta să se facă the cross before me the world behind me crucea în fața mea lumea în spatele meu Like Jesus, our sufferings will eventually give way La fel ca viața Sus, zi vor lăsa locul to resurrection and ultimate victory. Și, uh, we have nothing to fear, we only need to persevere. Nu avem nimic de temut. Doar să and we can persevere with courage. Și putem să facem asta cu, uh, the Apostle Paul does not want us to play the helpless victim. Apostol Pavel nu vrea să jucăm rolul acesta de victimă neajutorată. He wants us to see that we are courageous conquerors. Vrea să vadă că noi suntem niște um, niște luptători curajoși. And, and church, let me encourage you. Aș vrea să vă încurajez ca biserică. This isn't just an individual victory. Nu este doar o, o victorie personală. This is talking about

you, you, the family of God. You, the bride, the blood bought bride of Christ. You are more than conquerors. So we get together and we sing like we do. We praise God together the way we do with passion.

În versetul 38 și 39 rezumă tot ceea ce a spus până acum. Și încearcă să ne îndemne la mai mare credință și credincioșie. He sure Spune aici în versetul 38 sunt convins că nici moartea, nici viața. Nor, nor, nor angel, angels or rulers. Nici îngeri, nici conducători. Nor things present nor things to come. Nici lucrurile prezente, nici cele viitoare. Nor powers, Nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. When Paul writes, he, he does so as a man who is so convinced about what he is saying. Când apostol Pavel scrie asta, scrie că un om convins de lucrurile acestea. There's no wavering, there's no questioning, there's no doubting. Nu este îndoială, nu există întrebări aici. There is total and absolute confidence. Este o încredere totală. He looked at all the greatest obstacles that Christians could face. Se uită la toate problemele și provocările pe care creștinul ar putea să le uh, aibă. And he knows that whatever he encounters or whatever we encounter, Orice am avea, prin orice problemă întrece. It cannot separate us from the love of God. Nu ne pot separa, nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. And do you notice how this chapter begins and ends? Vă observați cum a început și cum se sfârșește capitolul nostru? It begins with there's now therefore no condemnation. A început cu a spune că nu mai este nicio condamnare. You will never be judged for your sin.

Ne spune despre asta în 2 Corinteni capitolul 4. says that we have this this treasure of the gospel in jars of clay. Spune că avem această comoară niște vase de lut. To show that the surpassing power belongs to God, pentru a arăta că puterea aceasta nemai întâlnită vine de la Dumnezeu. and not us. nu de la noi. That, that we're afflicted in every way, că suntem suntem în necazuri în multe feluri. but not crushed. Dar nu not perple perplexed but not driven to despair. Dar nu Persecuted but not forsaken. Dar nu Struck down but not destroyed. La pământ, dar nu Always carrying in the body the death of Jesus. Purtând întotdeauna în trup moartea Domnului Isus. So that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. The love of Christ.

Keep preaching the gospel. Why? Because the love of Christ holds him. And he wants to proclaim the love of Christ for others. Because he holds fast to you, Christian. You can hold fast to him. And you love Him. Why? Because He first loved you. Praise God. Amen?